să vedem ce a pregătit colega noastră Gabi Marin. Și nu uitați, trimiteți-ne pe la maruța.romprotv.ro mesaje dacă aveți animale de companie pe care vreți să le vedeți la emisiunea noastră. Așa și cum spuneai că să curăță ghebele? O iei pe fiecare și o bați și o împica să iasă ăștia de pin. Am înțeles, ok. Dragilor, dacă vă întrebați unde sunt și ce fac, ei bine, curăț ghebe. Și bineînțeles că mă învață doamna Anca, Anca Vlad, pe care cred că o țineți minte de la cozonac. Ea nu face doar cozonacul cel mai bun, face și cea mai bună zacuscă de aici, din... Zona Vama Buzăului. Zona Vama Buzăului. Bine ați venit la noi. Mă bucur că am ocazia să lucrăm împreună la o zacuscă tradițională cu ghebe. Cea mai bună zacuscă. Este momentul ghebelor acum, perioada ghebelor. Și pentru mine cea mai bună zacuscă e cea cu ghebe, sincer. Și e toamnă, și e frumos. Ia uitați ce avem în spate, raiul pe pământ. Și vreau să vă mai spun un secret, dragilor. Îl avem și pe părintele Nicolae Lazăr, aici lângă noi, care este nelipsit de la zacuscă. Da. De 8 ani de zile facem împreună cu Anca zacuscă. Vorbim despre o zacuscă sfințită. Dăm drumul la treabă, ne-am pregătit acolo, dânsul amestecă în ceaun. Părinte, e bine? Foarte bine. Mai trebuie ceva? Cu ajutorul Domnului. A dat și soarele, Doamne! Doamne ajută! După cum se vede, am pus ceapa la prăjit. Acum punem și ghebele, care au fost curățate, spălate foarte, foarte bine, 4-5 ape. Mai întâi se călește ceapa, apoi se pun ghebele tocate. Le lăsăm să se călească un pic împreună. Apoi adăugăm ardei capia și gogoșarii, care au fost copți la grătar, curățiți. Lăsați să se scurgă. Și tu ai avut toate astea pregătite deja? Trebuie pregătite cu o zi înainte, adică lăsate la scurs bine. Dacă nu se scurg bine, ele în zacuscă își lasă foarte multă apă și trebuie să o fie foarte mult. Sper că te bucur că am venit să te ajut, să-ți dau o mână de ajutor. Să ții minte mâine. Da, și când o să fac 100 de kg de ghebe o să vin, nu? Cu siguranță. Așa. În primul și în primul rând, secretul la orice produs ca să iasă într-adevăr bun e calitatea. Și toate legumele, inclusiv aceste ghebe, sunt de aici din zonă. Da. Pentru cine faci tu atât de multă zacuscă? Tu ai un punct gastronomic local. Da, sigur că da. Aici vreau să menționez că Comuna Vama Buzăului este zonă turistică de interes local. Gastrolocal este un proiect prin primărie, oferând posibilitatea de a pune pe masă un produs proaspăt, natural, 100%, da? Deci numai și numai cu produse care noi le valorificăm în gospodărie, bineînțeles ceea ce noi nu reușim să valorificăm, produsele le cumpărăm de la producătorii din sat. Și acesta este cel mai bun motiv ca oamenii de prin orașe, să vină cât mai des să viziteze aceste locuri. Da, și posibilitatea să mănânce ca la mama acasă. Asta este cuvântul cheie la gastrolocal, adică să te simți la mama acasă și să mănânci ca la mama acasă. Mai auzi și cocoșul? Vedeți? E totul original. L-am lăsat pe domnul părinte acolo singur. Părinte, vreți să vă ajut? Acum am pus ardei și gogoșarii. Deja... Aici au fost gogoșarii și ardei capia, care au fost deja dați la... copți la grătar, curățați bine și dați la mașină, da? Deci până aici ține un pic, te rog. Trebuie frumos. Și putere, acum înțeleg de ce vine părintele să amestece în tuci. Ai înțeles care e problema? Ia uitați ce bine arată. Și de aici încolo încă 2 ore bune de amestecat în continuu. Deci nu se lasă nici 2 minute. Riscul de că se prinde pe fundul ceaunului e mare și în momentul ăla imediat prinde gust de amar și ai aruncat tot. Cam câte borcane ies de aici din 76, 78, 80 de borcane, da. Părinte, ce ne facem? Aici ne arde în aer pe toți. Ce ne facem? Trăim mult, nu? Da. Cică nu contează, cică afumătura ține, conservă foarte bine, așa că stăm aici la fumat și la rece. Vrei să te iubească mama? Ah, ia uite. La lingură acolo. Mai poți? Mai dau eu? Păi cum să nu pot? Păi nu mă iubește pe mine mama soacră. Mama soacră, îți fac o zacuscă. Părinte, de unde e pasiunea asta pentru gătit? Dar toți românii au o pasiune de gătit. Da? Da. Păi cum știu să mănânce decât să și gătească, nu? Și ce alte pasiuni mai aveți? Eu? Unul înainte de toate, cea mai importantă pasiunea mea rămâne familia. Copiii, soția, am o familie mai mare care este Vama Buzăului și e locul pe care eu îl numesc acasă. Foarte frumos ați spus. Sunteți de aici, din Vama Buzăului? Nu, sunt din Brașov. Am venit în Vama Buzăului acum 12 ani. Am fost preot inițial în județul Sibiu, pentru că Arhiepiscopia Sibiului e compusă din cele două județe. Știți cât de bine miroase aici? Totul miroase a proaspăt. Hai să punem sare, Gabriela. Așa. Părinte, spuneți sincer, facem echipă bună? Mai punem un pic, gata, atât. Da, sunteți bună de măritat. Mulțumesc. Deci dacă așa domnul părinte a spus... Cineva face treabă foarte bună, înseamnă că dacă face mâncare bună sau este harnică, înseamnă că este bună de măritat. Și la dumneavoastră, aceeași vorbă, nu? Domn părinte, problema e că trebuie să punem un pic de sare în zacuscă, știți? O lăsăm pe doamna să guste din zacuscă, să ne spună dacă are nevoie de sare. Ia să guste. Deci întotdeauna zacusca trebuie scoasă și gustată rece, că atunci simți gustul mai bine. Mai trebuie puțină sare, dar în schimb este divină. E bună. Foarte bună. Foarte bună. Curioasă de fel, am lăsat zacusca în grija părintelui Nicolae și am plecat să inspectez gospodăria. Costi, vină un pic să vezi. Sunt calde. Deci sunt calde. Și fii atent, unul verde. Acesta este oul fără colesterol. Sper că nu le-am deranjat prea tare. Haideți să vedem ce mai găsim. Nu puteam să plec fără să intru în cămara Ancăi și să gust câte ceva din preparatele pe care ea le-a pregătit pentru iarnă. Cel mai bun desert. Și nu numai, o să încercăm și dovlecei murați. Să știți că dovlecei murați nu am auzit să mănânce foarte mult. Deci toți îmi spun, doamna, încă n-am mâncat în viața mea. Deci uitați, cam așa arată și dovlecei murați. Da? Hai să vedem. Ia uite, poftim. Mai Anca, eu trebuie să vin să stau aici la tine. Dar cum să nu? Chiar te rog frumos. Doriți și un dovlecel murat să vedeți despre ce e vorba. Să știți că nu e fost. Doamne! Doamne, că sunt de bun, nu am mâncat niciodată. Niciodată nu am mâncat. Eu zic să nu mai zăbovim mult, să mergem, că ne așteaptă părintele, să nu ardem zacusca. Ce se întâmplă cu zacusca, hai, da, mergem. Anca a improvizat aici o măsuță, a pregătit borcanele și noi acum, Anca, ce urmează să facem? După cum vedeți, zacusca are o consistență ideală, deci e aproape gata, este gata de băgat în borcane. Cum ne dăm seama că e gata? Ne dăm seama în momentul în care pui lingura și stă perfect, da? Deci lingura nu se începe nici în stânga, nici în dreapta, înseamnă că consistența este ideală. În momentul în care se alege un pic de ulei pe margine, asta înseamnă că zacusca noastră este gata de băgat în borcane. Părinte, am făcut treabă bună? Să vedem după ce terminăm cu totul. Mai urmează și altceva. Trebuie să băgăm în borcane, după aceea sterilizatul. Borcanele vin băgate în cuptor pentru sterilizat, apoi se lasă la răcit, învelite cu pături, bine, se lasă la răcit, apoi puse în etichetate, e puse în raft. Acolo, unde e comoara ta ascunsă, nu? Exact. Păi ce să vă spun, eu am învățat câteva secrete, sper că și voi. Mai rămân aici să pun în borcane și să facem treabă până la capăt, zic, nu? Să ducem până la bun sfârșit.